Emoții la colegiul din Hârlău, elevii și profesorii alături de părinți au participat la festivitatea de absolvire. A fost anunțat șeful de promoție, a fost înmânată cheia succesului și nu au lipsit lacrimile absolvenților. Festivitatea de absolvire a anilor de liceu a avut loc în sala de sport a colegiului, unde profesorii, elevii și directorii școlii au vorbit cu greu despre anii de liceu, rezultatele excepționale obținute de aceștia la concursuri și olimpiade, dar și despre activitățile extrașcolare și prieteniile legate în cei 4 ani. Pentru mine însă, anii voștri de școală sunt o frumusețe tulburătoare și inegalabile și cred că vor rămâne unici în viața fiecăruia dintre voi. Știu că în sufletul vostru acum e o amalgam de întrebări, certitudini, dar și incertitudini, emoții și așteptări. Cei mai buni elevi ai școlii au fost premiați cu diplome, flori și medalie. Generații care termină în acest an clasa 11, vă urăm succes la examenul de bacalaureat, dorindu-vă să vi se deschidă un drum frumos și promițător în viață, odată cu intrarea voastră la facultate. Fiți încrezători și încercați să depășiți orice obstacol care vă poate apărea de acum înainte. Buzil Andrei este șef de promoție. Cu emoție în glas și-a luat la revedere de la anii de liceu colegi și profesori. După examenul de bacalaureat, se va înscrie la Facultatea de Matematică. Sunt și foarte emoționată. Am terminat 4 ani cu bucurii, unele mici neînțelegeri, dar în sfârșit 4 ani foarte speciali. La o sutime diferență de șefa de promoție este lăcrămioara Mocanu, care speră să ia note cât mai mari la examenul maturității. Va urma Facultatea de Litere. Nu am reușit să ajung șefă de promoție, m-a despărțit o sutime de acest titlu. Gândurile mele pentru viitor. Vreau să lupt să iau notă foarte mare la BAC, lucru care mă duce imediat la facultate, Facultatea de Litere, Alexandru Ioan Cuza. Îmi pare rău că închei liceul. A fost o etapă minunată, din care am învățat foarte multe și care m-a format ca om. Conducerea școlii a numit activitatea de astăzi ziua absolventului. În această dimineață a fost înmânată cheia succesului. În această zi, un moment festiv, este ziua absolventului, în care am avut careul festiv, în care premiem de ani de zile cei mai buni elevi. Încheiem acest moment pentru absolvenții clasa a 12-a cu tabloul, cu mânarea cheii succesului pentru generația care urmează, iar apoi cu premierea șefului de promoție, cu premierea tuturor elevilor de la clasele a 12-a și a elevilor care au obținut rezultate foarte bune la olimpiade sau la concursuri sportive. Tinerii se vor reuni spre mijlocul lunii iunie, atunci când vor participa la prima probă a bacalaureatului.